Într-un Leroy Merlin aici în Beauvais, în Franța. Vreau să văd și eu ce oferte sunt pe la sculele electrice, în special, fiindcă tot m-am uitat la drujbe în magazinul celălalt, am văzut și aici câteva modele de asta ce, uite, un Dolmar. Un Dolmar aproximativ modelul pe care l-am și eu. 200 de euro asta, Dolmar 32, peste 32. Habar n-am ce forță are, nu pot să-mi dau seama că nu sunt așa multe informații. Mai sunt și pe aici câteva. Deci îmi place suflanta asta de frunze de la Stihl, BGA 45. Asta este o drujbiță cu acumulatori. Ușurică. Cred că intră un singur acumulator acolo de 36 de volți, probabil. MSA 120C. O lamă micuță, așa perfectă e pentru făcut în SUA. Super. Aici mai e o suflantă cu același tip de acumulator, funcționează și asta, 250 de euro. Sincer, nu mi se pare scumpă. Acum, calculând așa în euro, probabil că de asta nu mi se pare. Mai este o, ce asta, mașină, un trimmer. Funcționează cu același tip de acumulator. Niște drujbe. Uite, asta de exemplu e MS311, 785 de euro. Uite una sus acolo la 1800, 1780 de euro. Cât a o lamă destul de, nu știu cât are, cred că are 1 metru lama, făcut în Germania. O drujbă pe care trebuie să o ții cu 3 mâini. MS170, cât e în Leroy Merlin în Franța? 180 de euro. Da, se vede. MS170. O drujbiță micuță, îmi place foarte mult. Deci sunt la raionul Stihl aici, din câte îmi dau seama. O suflantă, 204, 250 de euro. Mai avem niște motocoase. Nu știu ce model e ăsta. Stihl FS38. Asta, iar asta nu scrie, păi nu-mi dau seama. A, FS55. Da. La prețul, a, 200, 250 de euro. Păi așa, adică nu mi se pare foarte mult. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Ustensile pentru grădină, manuale. Foarfeci Gardena. O foarfecă din asta Gardena cu două mânere pentru arbuști, 21 de euro, aproape 22 de euro. O foarfecă în genul cum am luat eu asta de aici, exact cum am luat eu. Am dat în Dedeman Târgoviște, cât am dat, vreo 62, aici sunt 18 euro, aici să zicem 20 de euro, asta înseamnă vreo cât e, 4,6, peste 90 de lei. Deci cu 30 de lei mai scumpă față de cât am plătit eu pe cea de la Dedeman. Topoare, furci, foarfeci, ustensile. Aici mai avem iar niște trimere, motocoase, Dolmar. Eu nici nu știam că mai există Dolmar, știam că au cumpărat-o cei de la Makita și nu știam că mai e fabrică pe linia Dolmar. Dar văd că, așa, ustensile manuale, furci, creble și așa mai departe. Vreau să dau de raionul cu scule electrice, să văd ce. Uite aici o chestie interesantă pentru adunat fructe. Treci cu asta așa peste merele de jos, de exemplu, și le prinde și le adună în chestia asta și pe urmă le scoți pe aici. O chestie foarte interesantă de la Gardena.
Ustensile. Ustensile, manuale. Mă duc să caut raionul de scule electrice să văd pe unde este. O pereche de pantaloni de lucru speciali de la Oregon, 65 de euro. Pentru lucru cu utilaje, cu cuțite, lanțuri, geacă specială, 74 de euro. Am găsit câteva scule, șurubelnițe Dexter, rulete, tot de la Dexter. Uite, David, aici am ajuns la tine acasă. Tu ești cu Dexter, ruletă Stanley. Parcă una de asta vei și tu, de 5 metri. L-ai prezentat pe live. Pe 28 de euro aproape. Una. Un echier de asta Wolfcraft am și eu. De 30. Cât e aici? E 14. 25. Să uită ăștia la mine ca la... ciudat. Nu știu ce vorbesc. Astea sunt niște echiere pentru găsit colțuri. Am și eu ceva asemănător acasă de la Holzer. Am cumpărat-o din Dedeman. O să vă prezint eu într-un clip. Foarte multe produse de la Dexter. Uite, astea, de exemplu, sunt foarte bune. Fierăstrăile astea pentru tăiat în special țeavă și așa mai departe. O chestie din asta aș vrea să mi-l procur într-o zi, cum vedeți acolo, se folosește pentru a găsi un șablon, practic, în special când vrei să pui gresie sau parchet și te încurcă o conductă sau ceva, cu asta poți să... uite că vă arată și aici. Știi exact unde să faci gaura și pe unde să tai. Ok. Răstraie, foarte multe scule Dexter, exact cum vă spuneam și eu. Eu, sincer, pe astea Dexter nu prea le-am văzut până acum. Aici sunt pile. Așa și mai departe. Asta sunt pe partea asta. Șurubelnițe, chei. Asta era unul cu scule de mână. Hai să vedem așa. Uite, o șurubelniță în asta Torx Dexter. Îmi filmează asta ca un Torx 25, 2,75 euro, cam așa. Și pentru tensiune sunt și câteva truse pe acolo, foarte interesante. Hai să văd, uite, menghine, foarte mișto, Dexter. Par foarte bine lucrate astea și destul de solid. Asta, de exemplu, 12 euro. Este de... Să-mi dacă scrie undeva, nu-mi dau seama, dar cred că are undeva la 60 lungime. Îmi plac foarte mult astea. Eu mă descurc foarte bine cu ele. Sunt foarte bune. Și Wolfcraft. Ar fi câteva. Am vrut să iau și eu odată o menghină în asta Wolfcraft din Dedeman. Până la urmă am renunțat. Nu mi-a plăcut mie ceva. Deci, da, foarte, foarte mișto astea de la Dexter. Uite, un set ăsta de menghine Dexter. Ia să vedem, de prese, da, cum le zicem și noi, scrie și aici, prese. 2 euro. 2 euro nu mi se pare mult. Chiar nu mi se pare mult. Dacă aș putea să nu mai am loc în bagaj, că i-am luat o singură geantă de mână în avion, dacă aș fi avut loc, îmi mai luam un set din asta, deși am vreo 4 acasă. Dar sunt mișto. Le folosesc în special la sudură. Merg destul de ok. Super tare. Ciocane. Ia să vedem niște ciocane Stanley FatMax sau FedMax, hai să fiu și eu profesionist. Ok, clești și așa mai departe. Capsatoare,
este un capsator electric de la Dexter. Uite, asta e de la Sănătos. Capsezi fără problemă cu el. Pistoale cu lipici la baton. De la Shepak avem acolo niște mașini de găurit de banc. Da, acolo este ceva, probabil raionul de la Wolfcraft. Și hai să vedem ce mai e pe la... Poate mai găsi și alte scule. 29 de lei un trepied din ăsta Dexter. Se înalță până la 1,50 m. Să-i spun și lui sorul mea să-și cumpere unul pentru vlog. Astea pe aici sunt instrumente special pentru instalatori. Hai să vedem ce mai găsesc pe aici. Aspiratoare, carfer. Am găsit și raionul cu scule electrice. Mă simt un pic cam aiurea că... Na, sunt singurul care vorbește o altă limbă pe aici. Știți voi, curiozitatea. Dremel 3000, 58 de euro. Hai să mă dau de aici că vine cu... Ia, am ajuns pe la scule electrice. Hai să vedem ce... Ce găsim aici. Avem, ce avem? Redstone, DeWalt. Am ajuns pe la DeWalt. Hai să vedem și noi așa, comparativ, să zicem. Cu ce să compar eu? Hai să vedem așa, uite, de exemplu, înfiletanta asta este modelul XR18V cu doi acumulatori de 4A DeWalt, e 300 de euro asta. Foarte interesant, are și percuție. Probabil că știți modelul, rotopercutor. Hai să țin și eu telefonul ăsta, dacă tot, DCH23NT. Filmeză, filmeză. Da. 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 Bun? Ce pui pe YouTube? Băiatul meu întotdeauna curios, ce filmez? Ce filmez? Filmez ce găsesc. Scule. Scule. Uite, am ajuns la Makita aici, la raionul de la Makita. Care stai iubirea lui tati, că... imediat mă ocup și de tine. Uite, hai să facem o comparație așa, deci... Mindeau asta de la Makita. În Dedemar mi se pare că am văzut la 500 și ceva de euro, aici 180 de euro. Ăsta, dar nu pot să-l scot de acolo. 113 euro, GA9020K, la noi undeva la 4 milioane. 113 euro aici. Destul de puține scule Makita aici pe standul ăsta. Așa, deci DeWalt, Redstone, uite Ryobi. Am ajuns la Ryobi. Ce să fac? Să-mi arăt și pe mine. Uite, am la băieți. Uite, el este ajutorul meu. Exact, exact. Știi tu, tati, ce sunt astea? Ce? Ce sunt astea? Scule. Scule care faci tu. Scule electrice pentru construit. Îți plac? Da. Sau nu prea? Uite, tati, hai să luăm cutie de asta să le arătăm la fan, că mi-e cât plac. Păi uite, le arăt la fan. Le arăt așa, fără să nu scoate de acolo, tati, că e grea. Le arăt așa. Ryobi. Ryobi, nu prea am avut unde să văd Ryobi. În Leroy aici. Asta e cea mai bună. Asta e cea mai bună cutie. O să-l las pe Andreea să facă clipurile de acum încolo, se descurcă mai bine decât mine. O să vă explice. Da, tati, scule Ryobi. Mai bun. Da, mai bun. Flexuri indele toate sunt pe acumulator. Dacă vedeți, iau tabletele. Ăsta este, tati, un fierăstrău de la Dexter, un fierăstrău de banc de la Dexter. Mai sunt câteva modele pe aici. Uite ăsta de la Redstone, ce mare. Nu văd unde scrie diametru, ce diametru ar avea. Dar este 380 de euro. Ryobi, Metabo, ăsta de la Metabo îmi place. Și căști, da, tati, să le punem pe urechi, să nu ne doară urechile când facem treabă. Evolution, Metabo și așa mai departe acolo. Cât costă, iubire? Costă
să vă arăt ceva frumos, ceva frumos, frumos, frumos. Dar nu merge scos, e înțepenit în mandrină. Ori 1, ori 1, exact. Ori 1, 120 de euro. Acesta e G. Tati, poți să-mi dai un pic camera? Numai clip de scule nu este asta iubirea lui tati. Da, da, să-l arăt o scule. Stai așa, să te surprind mai departe, să fac, să împac și capra și varza. Să te filmeze tati și pe tine, să arăt și scule la băieți. Bine, dar zic că vreau să arăt și eu un pic. Uitați-vă, căști de ori 1, ori 1, ori 1, cu căști. Antifoane, gândiți. Antifoane, antifoane. Și dacă astăzi vedeți, asta e tot toamna care am vrut să vă arăt. Da, da. Asta e vreo sară, da? Așa. Ok, unde am rămas? Aici avem fierăstraie circulare și pendulare. Bine. Tati, iese apoi afară. Stai, mai stai cu tati, că imediat ieși eu. Nu mai filmez foarte mult. Vreau doar să mai arăt la băieți. Cu tati. Imediat ieșim. Uite ceva de pe la Dexter, că îi place prietenului meu David. Am un prieten pe care îl cheamă David și îi plac sculele de la Dexter, știi? Cine ai prietenul tău, David? Un prieten de pe YouTube și voiam să-i arăt niște scule Dexter, să-mi spună dacă la el în Leroy sunt modelele astea. Aici avem polizoare unghiulare, Makita, Dexter, Ryobi, Bosch, Black & Decker și așa mai departe, niște înfiletante. Îmi plac foarte mult astea de la AEG, foarte mult îmi plac. Dexter, Black & Decker, ia să vedem de curiozitate ăsta, că știu că este și în Dedeman, la 89 de euro, deci în Dedeman, prețul cam pe acolo, 139 Makita. Și băieți, o să mergem la cumpărăturile de haine imediat. Și o să vă arătăm și acolo. Aici sunt pachete de scule de la EG. Băieți. Ia, spune-le la băieți la revedere, ca să închizi și clipul. La revedere, la să mai filmez și acolo, să mai văd băieții și acolo. Bine. Să vă abonați la canal și vă salut. La revedere, băieți. La revedere. Ne auzim la clipul următor. Pa.